Bună dimineața, subinspector Nistea. Documentele dumneavoastră vreau să mi le dați și mie. Asigurarea, talonul, buletinul și permisul să le verificăm. Avem o sesizare că n-aveți asigurare obligatorie pe mașina asta cu care circulați. Asta e motivul pentru care... Am văzut că a spus pe ăla. Aveți timp. Luați numai numerele de pe ea, că se rețin plăcuțele de înmatriculare, talonul și veniți la sediu și vedem ce facem. Talonul e acolo. Nu, zic că se rețin plăcuțele și talonul și veniți la sediu. Asta s-a amenințat. Deci vă rog să veniți să-mi dați plăcuțele de înregistrare la mașină, da? Pentru ce? Pentru că nu aveți asigurare, da? Asigurare. Vă rog să veniți la mașină, vă spun încă o dată, da? Nu vin la mașină. Deci în calitate de ofițer, da, de la ordine publică și superior a dumneavoastră, prin dispoziție împuternicit șeful poliției azi aici, vă rog să veniți să dați plăcuțele jos de pe mașină, da? Refuzați? N-am pentru ce. Pentru că nu aveți asigurare, răspundere civilă, da? Vă rog frumos, mă lăsați să stau la serviciu sau să... Ce? Vă rog să veniți să dați plăcuțele jos. Nu le dau. De pe mașină, nu da? Nu le dau. Nu le dau, nu am venit ce. Mă puteți să înregistrați până mâine.